Bun găsit! Suntem la Dialogurile de la distanță. Astăzi e invitat Valeriu Stoica, partener fondator Stoica și Asociații. Discutăm despre ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în ultimele două luni, poate, cu tot acest val de reglementări de urgență. Domnule Stoica, nu ne-am mai întâlnit niciodată cu situația în care statul ne spune să stăm acasă. Sunt oameni chiar în spațiu public care vorbesc despre măsuri prea dure în ceea ce privește deciziile luate de autorități și pe alocuri se face vorbire chiar despre o limitare exagerată a drepturilor și libertăților. Cum vedeți dumneavoastră situația asta? Mai întâi, cred că ar trebui să ne gândim la strategiile posibile într-o asemenea situație de criză profundă, cum este cea prin care trecem acum. Știți bine că s-a vehiculat mai întâi de către unele țări, cum ar fi Anglia, țările nordice, o strategie de tratare, ca să zic așa, lejeră a acestei crize. Anglia, până la urmă, cum știți, a revenit și a adoptat cealaltă strategie mult mai severă, pe care au adoptat-o cele mai multe țări din Europa și din lume. Strategia severă are în vedere nu doar protecția oamenilor, ceea ce este totuși primul scop, dar are în vedere și capacitatea sistemului sanitar de a-și desfășura activitatea într-o asemenea situație. Și cum bine știți, s-a vorbit de faptul că prin aceste măsuri stricte care s-au luat, s-a urmărit o aplatizare a curbei de îmbolnăvire, în așa fel încât să nu sucombe chiar sistemul sanitar. Nu este, domnule Stoica, aceasta chiar un fel de recunoaștere implicită a faptului că sistemul sanitar nu era pregătit din aproape toate Niciun sistem sanitar din lume n-a fost pregătit pentru o asemenea situație. Nu e vorba doar de sistemul sanitar din România. N-a fost pregătit sistemul sanitar din Statele Unite, n-a fost pregătit cel din Germania. E adevărat că sistemul sanitar din România are mult mai multe vulnerabilități decât celelalte sisteme sanitare din țările Uniunii Europene și din Statele Unite. Ceea ce însă trebuie să vedem și să recunoaștem cu toții e că niciun sistem sanitar n-a fost pregătit pentru o asemenea criză de amploare. Ceea ce până la urmă trebuie să facem cu toții este să ne adaptăm acestei situații și să respectăm măsurile oricât de stricte ar fi ele. A doua chestiune care trebuie spusă în legătură cu întrebarea dumneavoastră. Într-adevăr, criza e fără precedent. Dacă memoria nu mă înșeală, este a doua situație de urgență declarată în România. Nu știu dacă vă amintiți că prima dintre ele și singura anterioară a fost cea din 1999 cu ocazia ultimei mineriade. E o precizare foarte importantă pe care o faceți, domnule Stoica, pentru că ați anticipat cumva întrebarea mea. Într-adevăr, singura situație de urgență a fost când minerii se îndreptau la București. În anul 1999, ultima mineriadă. Îmi amintesc foarte bine pentru că atunci eram ministrul justiției. Exact. Îmi amintesc foarte bine că s-a constatat cu acea ocazie că deși în Constituție sunt prevăzute cele două situații excepționale, starea de urgență și starea de asediu, nu aveam o reglementare care să nuanțeze prevederile din Constituție. Și atunci a fost adoptată ordonanța de urgență privind reglementarea în detaliu a măsurilor care trebuie să fie luate într-o stare de urgență sau într-o stare de asediu. Și odată adoptată acea ordonanță, după aceea s-a și decretat starea de urgență pentru prima dată. Dar amploarea acelei crize în raport cu ceea ce se întâmplă acum era neînsemnat, aș putea zice. În primul rând că atunci starea de urgență nu a privit întreaga țară, măsurile aveau în vedere zone geografice limitate ale României și ca urmare nici n-a fost vorba de o situație foarte gravă. Acum, mai e, domnule Stoica, reglementarea de la momentul finalului anilor 90 adaptată la situația de acum? Reglementarea de atunci a oferit cadrul general pentru măsurile de urgență.
Până la urmă, adaptarea la situația concretă se face prin decretul care este starea de urgență și prin reglementările subsecvente. Și aici ajungem la esența întrebării dumneavoastră. Restrângerile drepturilor și libertăților fundamentale, care au fost dispuse mai întâi prin decretul din starea de urgență și după aceea prin ordonanțele militare, nu sunt cumva, nu sunt cumva prea severe, nu cumva s-a depășit proporționalitatea care trebuie să existe într-o asemenea situație? Cum bine se știe de către cei care sunt iubitori ai sistemului de protecție a drepturilor omului realizat la nivel european prin intermediul Convenției Europene a Drepturilor Omului, sunt posibile asemenea restrângeri, iar articolul 15 din Convenție, ca și textul corespunzător din Constituția României, permit asemenea restrângeri în situații excepționale. Important este ca măsurile de restrângere luate să nu privească drepturile care nu pot fi restrânse, cum ar fi, de exemplu, dreptul la viață, iar drepturile care pot fi restrânse să fie limitate în mod proporțional cu situația care s-a creat. Au fost poate că unele exagerări în această situație. La ce poate că unele. Mă refer în primul rând la faptul că nu s-a făcut întotdeauna o nuanțare a măsurilor luate în raport cu fiecare zonă geografică. Uneori ele n-au fost atât de severe pe cât trebuiau să fie la timp, cum s-a întâmplat, de exemplu, în Suceava. Alte ori au fost prea aspre și poate nejustificate, pentru că nu întotdeauna, pe toate categoriile de vârstă, s-ar fi impus aceleași măsuri. Din acest punct de vedere, reproșuri se pot face, dar dacă ne punem în situația guvernanților și a celor care administrează această situație de urgență, cred că e foarte greu să găsești măsuri adecvate, nuanțate, într-un timp foarte scurt. Lipsa de experiență în acest domeniu este evident cauza principală pentru care nu s-a putut face o asemenea adaptare nuanțată, nu s-a putut da un răspuns atât de nuanțat și de bine adaptat la fiecare situație. Cred însă că ceea ce e foarte important e următorul lucru. Dincolo de imperfecțiunile care au existat, s-a dovedit că sistemul democrației constituționale are resurse pentru a înfrunta o asemenea situație excepțională fără a renunța la drepturile și libertățile fundamentale. Restrângerea unora dintre ele nu a însemnat suprimarea lor. Pe de o parte, aceste măsuri sunt luate tocmai pentru a proteja spațiul de libertate și de siguranță al fiecăruia dintre noi. Aici e un paradox asupra căruia două cuvinte trebuie să fie spuse. Mulți spun că ni s-a restrâns libertatea. Este adevărat că s-a restrâns libertatea. Dar s-a restrâns pentru că un spațiu nelimitat al libertății, cum era înainte și care cuprindea practic libertatea de mișcare în toată lumea, nu mai era în măsură să ne ofere siguranța necesară. Și atunci e un raport direct proporțional între libertate și siguranță. Avem atâta libertate câtă siguranță avem și atâta siguranță câtă libertate avem. Măsurile acestea luate nu sunt altceva decât adaptări la situația actuală a posibilității noastre de a fi liberi. Tocmai pentru a ne păstra siguranța în această situație și pentru a putea fi liber cât se poate în această situație, protecția juridică era necesară. Poate că, repet, uneori au fost exagerări, dar e greu să faci o adaptare perfectă, nuanțată, rafinată într-o situație de urgență. Una peste alta, cred că e o probă extraordinară pe care sistemul democrației constituționale a trecut, nu doar în România, în toate țările care au acest sistem. Și poate că după ce va trece această situație de urgență, vom avea timp să reflectăm și vom putea să analizăm care au fost imperfecțiunile, ce anume ar trebui să avem în vedere în viitor. Dar una peste alta, eu cred că sistemul democrației constituționale a trecut o probă extraordinară, evident, fiind ajutat și de situația nouă pe care digitalizarea a creat-o în lume. Vedeți, noi spunem că avem libertatea restrânsă, că siguranța este restrânsă. Dar comunicarea pe care o avem în lumea digitalizată astăzi și care practic nu are nicio limită,
într-un fel, suplinește tipul de comunicare clasic, tipul de libertate de circulație clasic. Nu mai circulăm fizic cu avionul, dar circulăm tot fizic prin informație și prin canalele digitalizate. Aș evita să folosesc termenul de lume virtuală care a fost încetățenit. În realitate, lumea digitalizată este o lume la fel de reală ca întreaga lume în care trăim. Domnule Valeriu Stoica, au fost voci, inclusiv pe rețelele sociale, dar și în spațiu public, care au dat exemplu țărilor nordice. Și s-a spus așa, la ei n-a fost atât de multă restricție, iată, ei sunt pregătiți să înceapă să dea drumul la economie mai devreme decât noi. De ce n-am făcut și noi ca ei? E o problemă de încredere între stat și cetățean și invers, între cetățean și stat? Asta ne-a făcut. Aș avea un răspuns oarecum cu o notă de umor. Păi, cred că puteam să facem ce a făcut Suedia dacă mutam toți suedezii în România și suedezii ar fi făcut ce facem noi acum dacă toți românii erau în Suedia. Așadar, este vorba aici de o tradiție culturală și de un tip de disciplină care există în țările nordice și care nu există nici măcar în Anglia, am văzut. Noi am avut multă vreme modelul ideal al democrației constituționale și al acceptării libertăților și respectării libertăților cu gândul la ceea ce s-a întâmplat în Anglia de sute de ani. Iată că Anglia n-a putut să aplice nici ea, așa numitul model suedez. Ne amintim că această sintagmă a fost folosită mai ales după decembrie. La începutul anilor 90. A fost invocat mult modelul suedez. Noi avem modelul românesc și avem modelul continental. Nici Franța, nici Germania n-au putut să aplice modelul suedez. Aici este vorba de o anumită disciplina cetățeanului care înțelege regulile și le aplică de bunăvoie întotdeauna. Nu cred că puteam conta pe o asemenea disciplină, chiar și cu aceste măsuri foarte severe. S-a văzut că în multe cazuri ele n-au fost respectate și au fost tratări foarte lejere de către multe categorii ale populației României. Așadar, nu cred că exista o altă alternativă, nu există o alternativă la măsurile luate. Subliniez încă o dată, dacă Anglia, care inițial a mers în această direcție, n-a putut să o continue, cu atât mai puțin nu ne-am fi putut noi permite o asemenea experiență. Pe de altă parte, domnule Stoica, au fost voci care au spus, s-au uitat la măsurile luate în ceea ce privește schimbarea conducerii unor spitale și au spus foarte bine că a intrat armata. S-a folosit termenul de militarizare a spitalelor, deși poate exagerat. Nu v-a îngrijorat să vedeți că oamenii se uită la... Există și, ca să zic așa, cedări, există și eșecuri, sunt inevitabile. Sistemul sanitar, până la urmă, cu toate imperfecțiunile lui, a fost în măsură să înfrunte această provocare extraordinară. Defecțiunile care au fost constatate în unele spitale sau chiar abandonul pe care l-au dovedit anumiți medici sau alte cadre medicale reprezintă situații izolate, reprezintă cazuri izolate de excepție. Militarizarea de care vorbiți a fost totuși numai în câteva cazuri adoptată. Până la urmă, eu cred că ar trebui să avem toată prețuirea pentru oamenii care lucrează acum în sistemul sanitar, medici, asistente, alte cadre medicale. Multă vreme am fost tentat să subestimăm importanța medicilor și a cadrelor medicale. Iată că în aceste împrejurări ne dăm seama că importanța lor este extraordinară și poate că după ce va trece această situație de pandemie, ne vom gândi la ceea ce trebuie făcut pentru consolidarea sistemului medical în România și la ceea ce trebuie făcut pentru ca în viitor, dacă se mai întâmplă asemenea situații, să avem o capacitate de reacție mai mare. Oricum însă, încă o dată spun,
prețuirea noastră pentru medici, pentru asistente, pentru toți cei care lucrează în sistemul sanitar, trebuie să fie pe măsura, și nu spun un cuvânt mare, pe măsura eroismului pe care cei mai mulți dintre ei îl arată în aceste clipe. Într-un alt registru, domnule Stoica, suntem față în față, de la distanță, pe o aplicație electronică. E o aplicație care ne permite să purtăm acest interviu și care ne arată, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, că nu suntem chiar într-o lume virtuală, ci într-o relație foarte directă. Casele de avocatură cum trec prin această transformare? Vom avea parte de un alt tip de relație între client și casa de avocatură? Vom mișca altfel documentele? Vom renunța la documentele înmânate fizic și vom trece la transferul lor pe cale electronică? Această modificare a profesiei de avocat a început mai de multă vreme, dar pandemia va accentua, va accelera această transformare. Sunt două direcții în care digitalizarea își va arăta virtuțile. Mai întâi e vorba de relația dintre avocat și clientul lui. Multe dintre documentele care circulau pe hârtie între avocat și client vor fi de acum înainte în formă digitalizată. Mă refer în primul rând la clienții din zona corporatistă, din zona de business, dar și la ceilalți clienți. Provocarea pe care o are România de înfruntat în perioada următoare este ca să ajungem într-adevăr la o societate digitalizată, altfel spus, nu numai corporațiile, nu numai societățile, nu numai structurile de business, nu numai structurile profesionale să poată să aibă acces la această digitalizare, dar orice cetățean al României să aibă posibilitatea să beneficieze de lumea digitalizată. Mă refer la toți cetățenii României. E nevoie deci de o educație a digitalizării care să înceapă de la școală, de la clasele primare și care să ne permită fiecare dintre noi să fim utilizatori firești ai acestui sistem digitalizat. Vă înțelege și statul... Care se va numai puțin, a doua direcție este legată de raportul dintre avocat și autorități. Așadar, prima direcție este relația cu clientul și aici lucrurile sunt mai simple și eu cred că deja s-au făcut foarte multe lucruri. Relația cu autoritățile și ea se împarte în două, autorități administrative pe de o parte și autorități judiciare pe de altă parte. E nevoie ca toate programele de digitalizare pentru administrație să fie duse la bun sfârșit, din păcate multe dintre ele sunt împotmolite pe undeva, pe la început sau pe la mijloc. Mai mult decât atât, în viitor se poate merge mai departe, chiar audierile, chiar ședințele de judecată să se poată realiza online și cel puțin în cauzele, să zic așa, de rutină, să nu mai fie necesară deplasarea în sala de judecată. Mai mult decât atât, cred că rezerva pe care au avut-o până acum instanțele de judecată și sistemul judiciar în ansamblu față de administrarea probelor prin avocați trebuie să dispară. Cred că o modificare a procedurii civile ar fi necesară în viitor, în sensul ca această administrare a probelor prin intermediul avocaților să nu fie facultativă, ci să devină obligatorie în aproape toate cazurile. Se va ajunge la o degrevare serioasă a instanțelor de judecată și mai ales se va ușura această comunicare între justiciabili, avocați și instanțele de judecată. E bine ca acest lucru să fie gândit de acum. Am observat că, de exemplu, la Tribunalul București există deja un pas important făcut pe acest drum. Știu că există programe care sunt funcționale la câteva curs de apel din țară, ele însă trebuie să fie generalizate la întregul sistem judiciar. La ce vă așteptați după ieșirea din starea de urgență în ceea ce privește felul în care va arăta economia? Sunt deja exprimate multe îngrijorări, nu numai în ce privește România, se vorbește de o criză globală și despre o recuperare care ar putea să ne pună într-o postură cât de cât
anterioară crizei, abia în 2022. Există o certitudine și multe incertitudini. Singura certitudine este că, într-adevăr, declinul economic va fi comparabil, poate, cu cel după ultimul război mondial, cu acela de după ultimul război mondial. Adică va fi un declin economic foarte sever. Criza din 2008-2010 va părea nesemnificativă în raport cu ceea ce se va întâmpla după această pandemie. Incertitudinile sunt multe și privesc modurile prin care putem să depășim criza economică generată de această pandemie. Știți că după al doilea război mondial a fost pentru Europa așa numitul plan Marshall, care a avut un efect pozitiv și care a ajutat foarte mult revenirea economiilor țărilor europene după al doilea război mondial. De data aceasta, Uniunea Europeană în ansamblu ei trebuie să conceapă un asemenea plan de relansare a economiei europene și de relansare a economiei fiecărei țări. Dar e nevoie ca și guvernul României să conceapă un asemenea plan. Vedeți că aici sunt două probleme care s-au pus și care sunt foarte delicate. Prima, dacă acum se fac împrumuturi foarte mari, cine va plăti aceste împrumuturi? Generațiile următoare. Și s-a spus, e bine să fim foarte moderați în această politică de împrumutare, pentru că vom împovăra foarte mult generațiile viitoare. Fără să contest această idee, totuși un amendament e necesar. Generațiile viitoare vor avea o povară foarte mare dacă împrumuturile acestea vor fi direcționate către consum și vor fi risipite în salarii. Am avut experiențele acestea în ultimii 30 de ani. S-au risipit resurse foarte importante fără ca ele să aibă un efect în dezvoltarea economică a României. Ca urmare, eu nu de împrumuturi mă tem. E nevoie de bani în această perioadă. Și statul nu i-are și bugetul nu i-are și trebuie obținut de undeva. Evident că trebuie obținut și din sursele cele mai credibile, cele mai avantajoase. Dar important este ca banii să fie afectați dezvoltării economice. Poate că acum este momentul să facem ce n-am făcut 30 de ani. În primul rând, infrastructura României. N-avem autostrăzi. Vrem să reținem cel puțin o parte din forța de muncă revenită în țară acum din străinătate în această perioadă și ca să o reținem trebuie să oferim locuri de muncă, poate nu plătite la fel de bine ca străinătate, dar oricum comparabil cât de cât cu cele din străinătate. Lucrul ăsta este posibil dacă investim în autostrăzi, dacă investim în calea ferată, dacă investim în irigații, dacă investim în realizarea sistemului unitar de cadastru și de publicitate imobiliară. Ce înseamnă asta? România are o resursă uriașă în agricultură. Din păcate, jumătate din această resursă este irosită pentru că nu avem evidența proprietății funciare și nu avem mai ales sistemul de carte funciară în întreaga țară realizat. Numai în câteva localități l-am făcut în toată această perioadă. E nevoie ca într-un timp foarte scurt, cât se poate de scurt, să realizăm acest sistem integrat de cadastru și de carte funciară. Dacă vom face aceste investiții în mod rezonabil, în mod rațional, atunci generațiile următoare vor profita de ele. Vor și plăti împrumuturile, dar vor avea un beneficiu din aceste investiții. Și atunci povara nu mai va fi așa de mare. Iată de ce cred că, dincolo de criza curentă pe care o înfruntă guvernul acum, ar trebui să existe minți luminate, înțelepte, care să gândească acest plan pentru perioada următoare pentru a realiza această relansare economică a României. Evident, în corespondență cu ceea ce se face la nivel european. Aici aș vrea să adaug un lucru care eu cred foarte tare. Mulți au spus, și nu numai în timpul crizei acestea, chiar în perioada anterioară a crizei, resursele democrației constituționale și resursele capitalismului sunt epuizate. O nouă lume o să apară. Mintea omenească n-a conceput alt sistem politic mai bun decât democrația constituțională până acum. Nu cred că o va face în viitor.
Mintea omenească nu a conceput un alt sistem mai bun decât sistemul economic bazat pe proprietatea privată și pe economia de piață liberă. Aceste valori importante nu s-au tucit. Ele rămân în continuare. Ceea ce trebuie să facem noi este să înlăturăm virusii acestor instituții care și-au dovedit viabilitatea. Exact cum acum ne luptăm cu acest tip nou de coronavirus, cred că economiile lumii, sistemele politice ale lumii au nevoie de o devirusare, dar nu au nevoie de uciderea valorilor și principiilor care în ultimii 200-300 de ani s-au arătat a fi viabile, cel puțin într-o parte a lumii, și care deocamdată nu au alternativă. Așadar, cred că ceea ce ar trebui să se schimbe după această pandemie nu este chiar fundamentul lumii în care trăim. Mă refer la lumea liberă, mă refer la lumea euroatlantică. Cred că trebuie doar să devirusăm această lume, să înlăturăm bolile ei, să ne gândim foarte serios cum putem face asta, cum poate să fie înlăturată lăcomia, consumul irațional, cum pot fi înlăturate aceste zone de irosire iresponsabilă a resurselor. Se pot face foarte multe lucruri, dar în orice caz nu trebuie să renunțăm la valorile și principiile fundamentale ale lumii noastre. Eu cred că ele sunt în continuare valabile. Important este ca ceea ce a parazitat aceste valori și principii să fie înlăturat și avem un prilej foarte bun să reflectăm la asta în perioada următoare și să și facem ceva în acest sens. Domnule Stoica, o întrebare personală. V-ați simțit în siguranță în perioada asta ca cetățean? Nu am simțit un sentiment de nesiguranță mai mare decât în alte perioade. Dacă mă refer la starea mea sufletească, aici am avantajul că sunt un om credincios. Și pentru că suntem în săptămâna patimilor, chiar dacă nu toți cei care ne ascultă sunt credincioși, chiar dacă nu toți cei care ne ascultă sunt ortodoxi, cred că e foarte important ca fiecare dintre noi să aibă o credință sau cel puțin o convingere puternică. Ceea ce ne dă libertate morală, pe lângă libertatea politică și economică pe care o putem avea într-o măsură mai mică sau mai mare, ceea ce ne dă libertatea morală este credința noastră. Și putem să trecem peste cele mai grele împrejurări dacă avem această credință. În Evanghelia după Matei, în prima cuvântare, în a doua cuvântare eschatologică, este un fragment care vorbește despre nevoia de solidaritate a oamenilor. Trebuie să facem ceva pentru cei de lângă noi, trebuie să avem compasiune și în același timp trebuie să avem puterea de a reinventa mereu lumea în care trăim, adăugându-i un plus de bunătate. Vă mulțumesc pentru participare, sărbători cu bine vă doresc și să ne vedem cu bine după ce se termină toată criza asta. Așa și să vedem ce anume din ce ați sugerat dumneavoastră se va și întâmpla. Se va întâmpla dacă vom contribui fiecare dintre noi într-un fel sau altul ca ceva să se întâmple.